Bună dimineața, domnule prim-ministru! Ne pare, ne pare bine să fim astăzi aici, cu ocazia World Children's Day, Zilei, interna zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, care se aniversează în fiecare an, pe 20 noiembrie. Noi ne aflăm aici, din partea Bordului copiilor din România, susținut de UNICEF. Eu sunt Ioana, Matei, alături de mine, și am vrea să vă adresăm câteva întrebări. Prima întrebare este legată de educație. Cu toții putem fi de acord că educația. Este pilonul principal de la care plecăm noi ca și societate. Cum intenționează guvernul să asigure accesul echitabil la o educație de calitate pentru toți copiii din România, în special pentru cei proveniți din medii defavorizate sau marginalizate, și care sunt prioritățile în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de învățământ din țară? Deja au trecut 30 de ani de la Revoluție, dintr-un sistem comunist de organizare unde Multă lume spunea că se făcea mai multă carte. Eu nu cred lucrul acesta. Părea mai ordonată situația. Dar orice schimbare să treci de la un regim totalitar la democrație, normal că nu e un drum perfect. Și se și improvizează foarte mult. S-a și schimbat cum se făcea educația pe timpul meu și accesul la informație pe care îl aveam era aproape zero erai dependent de informații, în primul rând, de la părinți și stăteai cu prietenii și aflai ce află și ei de la părinți. Nu exista televiziune, nu exista internet, televiziunea era două ore pe zi. E cea mai mare provocare accesul la educație. Trebuie să pornești de undeva. Sunt fonduri europene, se investește masiv în sistemul școlar peste 3 miliarde de euro. România, prin apartenența la Uniunea Europeană, trebuie să meargă înainte și trebuie să îi impună toate reformele care sunt în PNRR. Și sunt foarte multe care vizează educația. Cum credeți că am putea asigura o continuitate în această dezvoltare a educației, având în vedere că mandatele ministrilor de multe ori sunt foarte scurte? Stabilitatea în acest moment, după 30 de ani, o dau autoritățile locale, fiindcă ei au un mandat fix de 4 ani. Și se respectă acel mandat. Am avut 10 premieri în 10 ani. E nepermis. Dar face parte din schimbarea de la dictatură la democrație. Este evident că suntem, din punctul meu de vedere, în direcția corectă. Reforma, în schimb, nu ține cont de miniștri a terminat era în care, odată cu venirea altui ministru, schimbai tot sistemul educațional. Reforma va trebui să atingă toate palierile educaționale. Trebuie dezvoltat învățământul dual și prin PNRR avem aproape 12 centre. Trebuie să avem o alternativă conferită de stat. Ca și cum e părintele. Eu îți creez opțiunile. Decizia e a voastră. Cam așa trebuie să lucreze statul român. El să creeze opțiuni. Și decizia să vă aparțină. Care sunt planurile guvernului pentru îmbunătățirea suportului acordat mamelor minore în România, având în vedere provocările specifice cu care se confruntă această categorie vulnerabilă? Ca prim-ministru, te uiți în primul rând la cifre. Și am constatat, în zona aceasta, suntem pe primul loc în Europa. Acest lucru se întâmplă. Din cauza lipsei de educație. Este evident. Cel mai important este ca statul să te încurajeze să-ți continui studiile. Până la urmă, dai viață unui, unui copil. Trebuie cumva, prin educație, și descurajat acest fenomen. Trebuie explicat că un copil minor nu asta e urgența lui de a face copii prin Ministerul Sănătății se deschid acum acele cabinete familiare unde se vor explica mai în detaliu nu de către profesor, de către medici, de către asistente, nu poți altfel. E un fenomen pe care trebuie să-l analizăm mult mai bine și cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul Educației. Mai departe, referindu-ne un pic la implicarea copiilor în societate și la participarea acestora în procesul decizional, aș vrea să vă întreb cum percepe guvernul rolul copiilor și tinerilor în formularea și implementarea politicilor publice și ce inițiative sunt planificate pentru a implica mai activ tinerii în procesul decizional și în modelarea viitorului României. Pe timpul meu nu erau consiliile profesorilor în care făceau parte și elevii. S-a deschis această Politicile publice promovate de UNICEF trebuie luate și implementate de fiecare prim-ministru, parlament, transpuse în, în legi, așa crezi politicile publice. E o deschidere. Eu o consider că se poate mai mult, puteți fi chemați mai des să ne sfătuim să vă spuneți opinia. Trebuie să fiți și voi mai îndrăzneți. Să vă spuneți opiniile și să. Puneți de ce doriți să aduceți argumentele necesare ca să țină cont de el. Și, de exemplu, avem în câteva orașe precum Brașov niște consilii locale ale elevilor, practic, prin care tinerii pot să-și pot să spună opinia, au o voce. Ați vedea, de exemplu, acest proiect extins la nivel național? Puterea, exemplu. Este peste tot. În momentul în care ai un proiect pilot și a funcționat, e puterea exemplului și poți multiplica mult mai, mult mai ușor. E, se întâmplă și în sport, și în educație, vorbeam de învățământul dual. La fel, un primarul din muzeu s-a dus să vadă cum funcționează învățământul dual. Nu trebuie să inventăm mereu apa caldă, pentru că pierdem timp. Poți să ceri la UNICEF, poți să ceri la Banca Mondială. Eu am mare încredere în autoritățile locale. Ele se implică direct, efectiv, în, în relația cu școlile, nu numai ministerul. Trebuie să fie un parteneriat civil, social, la fiecare nivel. Dumneavoastră ocupați o poziție foarte importantă și luați decizii zilnic. Și de asta dorim să vă întrebăm dacă ați avut vreodată regrete față de o decizie pe care ați luat-o. Nu am luat nicio decizie pe care să o regret. Deciziile cele mai bune le e când ai foarte multă informații. Și când analizezi foarte bine lucrurile, sunt decizii pe care trebuie să le iei rapid. N-ai timp să, să stai să analizezi. Aceea te înconjori de oameni, nimeni nu le știe pe toate. E bine să ai consilieri pe fiecare zonă și în momentul în care trebuie să iei o decizie rapidă, să, să te sfătuiești în timp real și să, să o iei. Cel mai bun prieten al vostru, este părintele. Dacă aveți un necaz, și eu i-am zis fiului meu, dacă ai un necaz vreodată, indiferent ce necaz, nu-ți fie rușine. Se întâmplă. Cel mai bine este să sfătuiești cu părintele. El este primul care te va direcționa corect. Și acum, raportându-ne tot la la partea asta mai personală. Vi s-a întâmplat vreodată să vă simțiți anxios înainte de a vorbi în fața camerei, știind că o țară întreagă vă urmărește? De fiecare dată. Da? De fiecare dată. Și am acum aveți emoții. De fiecare și acum am emoții. nu încercați să fiți altceva decât sunteți. Cu adevărat, intervine exercițiu. Cu cât ieșiți mai des, cu cât vorbiți în public mai des, căpătați exercițiu. Dar nu e nicio rușine să, să ai emoții. E normal să ai emoții. Mi se pare ceva total natural. Și ultima întrebare pe care o avem pregătită pentru dumneavoastră. Dacă ați putea să vorbiți cu dumneavoastră când erați copil, ce v-ați spune? Da, să nu fi fost atât de încăpățânat. Bine, când adolescența, încep și devii rebel. Normal, gândește altfel. Oricum gândiți altfel, total diferit de noi. Încercăm și noi să ținem ritm. Citiți altfel priviți lucrurile altfel, vă luați altfel informația. Sunt multe. trebuie să ascund mai mult de, de părinții. În viața mea. Repet, sunt cei mai buni prieteni voștri. Nu erau psihologi, pe timpul meu cred că erau rușine. Dacă purtai ochelari, era un dezastru la școală. Eu am purtat ochelari în clasa 1 Din ochelaristul clasei n-am fost scos. Dacă mai aveai și aparat dentar, deja erai un robot. Asta, e, asta era societatea atunci. Toate aceste lucruri s-au schimbat. Abia acum începem să știm ce este democrație. Când ajungem la 100 de ani de democrație, atunci putem spune că am scăpat. Mulțumim mult! Eu Mulțumim mulțumesc multare de tot, tot și a fost o mare plăcere.